Rezervația Biosferei Delta Dunării este recunoscută ca cea mai întinsă zonă de stufărișuri compacte de pe glob, acest lucru fiind foarte vizibil pe imaginile satelitare, unde culoarea stufărișurilor este culoarea verde. Practic, este o mlaștină imensă de stuf cu diferite particularități, vegetația stuficolă crescând în combinație cu plante însoțitoare, papură, rogozuri, și ele formând în general zona de mal din jurul lacurilor și canalelor, cu o particularitate aparte, insulele plutitoare de stuf, care poartă denumirea de plauri. Acești plauri pot fi plauri de mal, plauri semifixați și plauri plutitori. Vegetația de stuf, odată ce crește dinspre mal către lacuri, se dezvoltă și în momentul în care devine foarte întinsă, se fragmentează, plutind sub forma insulelor, datorită golurilor din rădăcini, din rizomi, care asigură flotabilitate. Odată ce aceste insule devin plutitoare, începe să se dezvolte un protosol, un sol incipient pe suprafața insulei, care la un moment dat chiar favorizează apariția unor arbuști. Ecosistemele de stuf, pe lângă rolul de suport pentru biodiversitate, au și un rol foarte mare ca filtre biologice, întrucât apele care intră în interiorul Deltei Dunării trec prin acest filtru biologic și lasă toți poluanții, substanțele în suspensie, astfel că apa care trece prin stufărișuri este o apă de calitate foarte bună, propice pentru dezvoltarea speciilor piscicole valoroase. Stuful ca atare reprezintă, pe lângă un habitat pentru diverse specii de faună, de la mamifere, păsări, insecte, și o resursă pentru populația locală, întrucât anual întreaga suprafață stuficolă este reînnoită. În fiecare an crește un stuf nou care poate fi recoltat și poate fi valorificat sub diverse forme. Delta Dunării, paradisul aproape pierdut. Un proiect Salvați Delta, în parteneriat cu Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Sectorial Mediu.